Dacă legea porcului va fi adoptată în Camera Deputaților, creșterea scroafelor și avierilor pentru reproducție nu o să mai fie permisă în gospodăriile rurale. Cine vrea să crească porci trebuie să cumpere de la fermele autorizate. O să încerc să-mi opresc cu o scrofiță, să o am, dacă mi-or da voie cu legea asta, să o montez și să am în continuare porcii de la mine. Ce rasă de porc crește? Cresc marele alb Landras, încrucișați cu pietran, cu rasa de carne. Păi cresc eu pentru familie și pentru, până la urmă, pentru o sursă de venit, ca să-mi amurțesc și eu din cheltuieli, din muncile astea care le prestez. Toți care m-au sunat mi-au zis la telefon că s-au săturat de carne aia, practic, care o cumpără din supermarketuri. Că altfel n-ar veni să-și cumpere oamenii. Ștefan Filara crește porci de când se știe, iar anul acesta a îngrășat 9 porci pentru consum propriu, dar și pentru vânzare. Vestea că nu mai poate crește în propria gospodărie mai mult de 5 porci îl nemulțumește. 2 sau 3 îi sacrific pentru mine și pentru copii și restul îi vând. Suntem nevoiți să mâncăm cauciucul ăla care ne-l dă de la crescătoriile astea cu prețurile alea care sunt infime. Nu știu cu ce îi cresc, cu apă, cu ce îi ori crește, pentru că cerealele sunt foarte scumpe și eu nu știu de ce e atât de ieftină carnea asta pe care ne-o aduc nouă și ne-o bagă pe gât. La Cârcea, în județul Dolj, 10% dintre localnicii din cele 800 de gospodării din vatra satului cresc porci. Edilul din Cârcea consideră că legiuitorul a gândit legea în beneficiul tuturor locuitorilor unei comune. Eu zic că este arhisuficient. Legiuitorul s-a gândit bine aici, să nu fie mai multe, pentru că va crea un disconfort. Comunitățile se dezvoltă, li se asigură tot felul de utilități, confort sporit, vin oameni din afară care se stabilesc în zonele respective, unii sunt obișnuiți să crească, alții nu sunt obișnuiți să crească și atunci e clar că începem să fim deranjați unul pe celălalt. Încep reclamațiile, încep și trebuie să existe acest cadru legislativ. După ce legea a trecut de votul senatorilor, au și apărut reacții în spațiul virtual împotriva proiectului, chiar din partea unor deputați, care spun că nu susțin acest demers. Am aflat cu uimire că Senatul a aprobat recent legea porcului, care prevede, printre altele, o serie de reguli pentru crescătorii de porci, inclusiv cei care cresc maximum 5 porci în gospodărie, al șaselea devenind ilegal și aducând o amendă de minimum 5.000 de lei. Proiectul a fost deja trimis spre aprobarea Camerei Deputaților, care este fort decizional. Eu nu voi vota această inițiativă legislativă când va fi pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților. Consider că actul normativ susține interesul unora cu prețul distrugerii gospodăriilor românești. A precizat Gigel Știrbu, deputat de Olt, pe pagina sa de socializare. Vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură, Maghiar Lorand, a precizat că proiectul de lege va fi modificat în Camera Deputaților în următoarele săptămâni pentru a redobândi forma elaborată de specialiștii UDMR, care a fost depusă inițial la Parlament.